Weekendul recent încheiat a fost unul plin de evenimente mai puțin întâlnite. Astfel, un avion de mici dimensiuni, din cauza unei defecțiuni tehnice, a fost nevoit să aterizeze forțat la Sant Andrei. La bord se aflau două persoane, un pilot și o altă persoană care lua lecții de zbor și, din fericire, nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Apoi, salvamontiștii au intervenit pentru salvarea unui bărbat rănit în masivul retezat. La fața locului s-au deplasat trei echipe de salvamontiști de la Râușor, Hunedoara și Pietrele, însumând 10 oameni, iar pentru evacuarea bărbatului, care avea o fractură la picior, a fost solicitat un elicopter smurt. Inițial se chemase o ambulanță la Cârnic pentru a-l prelua pe rănit de la Gențiana, dar ținând cont de condițiile dificile existente s-a apelat la elicopter, operațiunea încheiindu-se cu bine. Astăzi am participat la o acțiune de salvare a unei persoane cu un traumatism de membru inferior, aflat la Cățărat, în zona Gențiana. Evacuarea s-a făcut cu elicopterul și a decurs în normal. Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, a fost urcat în elicopter alături de medicul smurt, care a participat la intervenția de salvare alături de salvamontiști. Acum are să te ridice egal. Stingile care îi... Acum ai fost la transport și s-a lăsat un pic vacumatica, da? Acum are să te ridice direct pe... Hai să fii perfect drept. Da? Și ești un pic... Puteți să mă îndepărtăm. Ok. Hai să ne îndepărtăm. Cu cine mai ieri? Doar cu domnul doctor. Atâta, nu? Da, doar cu salvator. În ceea ce privește acțiunile poliției, s-au înregistrat mai multe accidente rutiere, soldate din fericire, fără pierderi de vieți omenești. Pe lângă aceste aspecte, oamenii legii au întocmit dosar penal pe numele a doi bărbați din comuna Certejul de Sus pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată. Aceștia dețineau fără drept arme și muniție împotriva celor doi, luându-se măsura de continuare a cercetărilor sub control judiciar. Ca urmare a perchezițiilor domiciliare, dar și a percheziției efectuate asupra unui autoturism, au fost ridicate două arme letale și mai multe elemente de muniție deținute fără drept de către cei doi bărbați. Aceste elemente s-au stabilit în urma cercetărilor că ar fi fost introduse ilegal în țară, fără a fi declarate organelor vamale de către unul dintre cei doi bărbați și erau deținute, după cum spuneam, în mod ilegal, motiv pentru care s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind cercetați sub control judiciar. Tot în acest weekend, pompierii au dat peste un adevărat val de incendii de vegetație uscată. Mai exact, echipaje de pompieri din toate structurile de intervenție ale ISU Hunedoara au fost implicate în ultimele zile în misiuni de stingere a 19 incendii de vegetație uscată, ce s-au propagat pe aproximativ 100 de hectare de teren. Intervențiile de stingere au fost îngreunate pe terenul accidentat, vântul intens cu direcție schimbătoare pe alocuri și de lipsa surselor de apă pentru stingerea cu ajutorul autospecialelor. Din fericire, în urma acestor arderi nu s-au înregistrat persoane intoxicate cu fum sau pagube materiale consistente, constând în afectarea unor locuințe sau anexe.